Am trecut cu bine și peste Sfânta Zi de Luminație. Am fost cu socra la cimitir, nu vă repeziți, că a venit înapoi acasă. Am fost la strămoși, la înaintași, le-am făcut criptele frumos, le-am măturat, am pus cetină, am pus cunună de aia frumoasă cu gaură, lumânări care să fie antivânt. Am stat pios, am întrebat-o pe soacră, no, și cum arată cripta, îți place? Zice, da, e frumoasă, zic că nu te întinzi un pic să nu, da. No, și apoi am ajuns acasă, o dat ceva mocuș viz, o dat de sufletul adormiților, n-aveam mâncare, noroc, cu cine? Cu ginerea meu, cum zice ea, scozesem cu o zi înainte, m-am tătuitat, acum mai nou în ladă, numai frunze, nu știu de ce dracu pune frunze de țeler, de țelină. Nu știu de ce pune, că eu încă ni. Pune frunze de țelină ca să le arunce primăvara, că nici dracu nu le mai bagă în zama iarnă. În fine, și am găsit acolo o pungă cu ceva neidentificat. După aia m-am gândit, stai mă că o tăiat tușană. Mama Luțu, o tăiat vițela asta primăvară și o dat organele lumii ca la suhodol, organele vițelor. Mica le-o tocat, le-o preparat, le-o băgat în pungă și zice, navă să vă faceți și voi gușiță. Ce înseamnă gușiță? Exact, drop de vițel, care nu-i drop de miel, e drop de mail, așa. Deci, soacra trebuia să le încorporeze, dar cu ce să le încorporeze, s-o uitatea pe noua și alte, pun hu, și au văzut acolo că ne trebuie pătrunjel, ne trebuie cimbrișor, ne trebuie mărar, ne brânză că oile la munte. I-am găsit niște ceapă verde, o tocat-o, acoleanii, două linguri de untură de rață, le-o asamblat, o filie de pită, un ochi bun, o ieșit ceva de neidentificat. Deci dacă n-am înțeles ce era în pungă, apintep și în fine o fost ziua morților, dar noi suntem vii și cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani, cafeaua și voi, cafeaua de după să trăiască, cafeaua, ediția 30, să rămână. Vă pup pe portofele, săptămână de săptămână, ați dat subscribe, ați scris comentarii și ați urmărit această rubrică și săptămânal m-ați susținut cu cafele oferite pe buymeacoffee.com/nicubendea. Săptămâna asta am adunat în această ceșucuță, zici că e de la mătușa Tamara, un porțelan original japonez din China, am adunat de la Cătălin din Arad, mulțumesc, Adi din Năsăud, trăiți-ar familia, vechii mei prieteni, Cristinela și Ovidiu de la Florida și-a mai primit, da, în ceașca asta, cafele din Germania și Suedia, numai nu s-au semnat. Hai să trăim, că trebuim, mă! Deosebit. E mult, e puțin, 30 de ediții. Ziceți că sunteți proaspeți, am dormit cu o oră în plus, nu? Că am intrat în noiembrie, luna lui Brumar, o brumă de economii ne-au mai rămas și se duc toate pe apa sâmbetelor facturilor de lună. Dar ce ne interesează, am intrat în atmosfera sărbătorilor. Canalul TV Diva, nu mă uitați-vă, din octombrie dă filme cu Crăciun. Numai cu Crăciunul, cu domnițe de alea despărțite de la Rusalii și care în preajma Crăciunului se întâlnesc cu fostul din liceu și se pupă sub vâsc și mâncă turtă dulce și asta nu mai arată și sunt fericite. Pe diva. Apropo de dive, Ana Maria Prodan a zis că numai să se termine divorțul cu Regendamf și să mărită, dar nu cu oricine. De data asta a zis că alesul ei va fi un bărbat șarmant și bogat, la care Fuego a zis, nu mi-e răsi. Eu am pe măicuța care îmi face toate pufătele. Da, dive și să schimbă lucrurile. Ați văzut că nu-i mai Facebook, e Meta. Când tică Facebook-ul, ce zice? Zuckerberg, Meta-i bine? Asta e viața. YouTube-ul rămâne neschimbat. YouTube-ul tot YouTube se va numi și uitați-vă că nu pierdeți nimic. Sau dacă pierdeți, știți ce pierdeți. De exemplu, regina Marii Britanii, săraca, au fost internată pe bază de ce? Pe baza faptului că se uită prea mult la televizor și e epuizată. Păi schimbă, doamnă, sau cum ți se zice, maestate. Schimbă canalul, uită-te la Antena 3, la Sinteza Zilei, la Ciutac, Ruăla, la cine, la Prelicianu cu bretelele și o să vezi ce energie îți dă. Te și enervezi, dar te și... 30 de ediții, e mult, e puțin. Cum să vă spun eu? Am construit edițiile astea ca pe o piramidă. Sper să nu vină Iohannis să-mi o vadă. Piramida, mă, piramida.
S-a dus la piramide Golanu, hă? Îmbrăcat în alb și el și nevastă sa. No, și nevastă sa. N-am înțeles de ce avea doamna Iohannis o centură verde. La ce s-o pricepe? Pentru ce i-a dat Iohannis centura verde? S-a uitat acolo la frumos. Nu s-a urcat pe cămile, vă dați seama? Bine, pe noi ne-a cocoșat. Pe noi ne-a cocoșit. Dar nu s-a urcat pe cămile. Cip, cirip, cirip, cipa. Da. Și s-a uitat stânga-dreapta, prea mult nisip. Dar e greu un nisip să-ți faci teren de golf 4. Așa au titrat ziarele, fuga în Egipt, după pățania biblică, numai că pe copil, pe progenitură, pe căcâțul l-au lăsat acasă. Câțul mă, care au zis, cum a plecat ăsta în Egipt, zice... Vrem să te bine, am trecut, PIB-ul României este mai mare decât PIB-ul Ungariei. Deci noi ca români, PIB-ul pe cap de locuitori e mai mare decât PIB-ul pe cap de locuitori din Ungaria. Ce-o zis soacră mea la auzul știrii? Sopanchiute, huedierec! Scriitorul francez Michel Houellebecq spune pe undeva cam așa, că guvernul poate să ceară multe de la cetățeni. Dar când cere prea multe, ceva se strică. Acum atât pasează, ciuca moartă. Zice, ba, nu, refacem cu USR-ul. Cu PSD-ul, PSD-ul zice, n-am chef, aș stau în opoziție. Ba da, dăm noi premierul. Hai mă, chiar așa ne luați la mișteau, da? Suntem, cum să zic, o țară neguvernată și urmează să vină o ploaie de bani peste noi și noi nu știm cum să-i punem acolo, să-i împărțim frumos pentru autostrăzi, spitale, ciolan, da? Adrian Năstasie, bine, mersi, a spus că face la el la cornu o pălincă de excepție. Cu ea se spală pe o. 30 de ediții, mă, le-am făcut. Dădea Dumnezeu să mai facem încă 300. Un maraton. Sportul e pe primul loc în România. Un constanțean a sunat la 112 că nu-i lăsat să joace la păcănele. Suna la 112 că ea nu l-a mai lăsat la păcănele, că pe lângă că au scuipat toate aparatele, le-au și spart. Pe vânzătoare, pe aparate. Nu mai lăsați oamenii să joace, să-și ia fructul lor, prună, lebeniță. Cine a câștigat maratonul Bucureștiului? Un basarabian. N-or putut să-i pună ăștia medalia la gât, că la tăt alerga, zice, dar e gata maratonul, zice, nu, mă duc la Cluj, băi, mă duc la Cluj să-mi iau o casă cu 500.000 și să ajung director. Că ei au crezut că fuge la maraton, nu. Venea spre Cluj, că lungă-i drumul Clujului, mai lungă-i a cafegiului, mă. Mulțumesc frumos, Cătălin, Adi, Cristinela și Ovidiu, vă pup. Suedia e cu noi, Germania e cu noi, buymeacoffee.com/nicubendea. Până la ediția următoare, vă invit să urmăriți podcastul de miercuri. Tare o să fie podcastul de miercuri. O să râdeți și o să vă simțiți bine. Rămâneți pe canal, că doar ce meta să facem.